Bună ziua tuturor, bine v-a regăsit dragii mei prieteni la o nouă etalare, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru Zodia Vărsător, Luna sau Ascendent în Zodia Vărsător pentru următoarele ore, următoarele zile, următoarea săptămână. Să descoperim împreună ce va fi, ce se va întâmpla pentru voi dragii mei. Nu uitați să vă înscrieți dacă n-ați făcut-o, este gratuit și în acest mod noi ne vom conecta energetic pentru ca voi să beneficiați de răspunsuri din partea tarotului în etalările viitoare. Haideți să vedem pentru Zodia Vărsător, Luna sau Ascendent în Zodia Vărsător, ce va fi în următoarele ore, în următoarele zile, următoarea săptămână. Pentru toți cei care s-au înscris la canalul meu, pentru toți cei care s-au abonat, pentru cei care mă urmăresc, pentru toți cei născuți în Zodia Vărsător, Luna sau Ascendent în Zodia Vărsător. Asul de cupe, wow, ce frumos! Stați că a mai ieșit o carte. Wow, asul de cupe din partea zodiei Fecioară. Sau pe plan spiritual, văd că aveți o vindecare, aveți mai multă intuiție, mai mult talente psihice, chiar, și o vindecare, puritate, pace, vești de pace. Din partea unei persoane născute într-o zi de nouă sau zodia fecioară sau pe plan spiritual veți primi vindecare, veți primi intuiție. Și în ce privește sănătatea dumneavoastră, e posibil să doriți să stați mai mult singuri, să vă vindecați sau să stați mai mult singuri pentru a vă găsi pacea, liniștea. Și văd că veți medita sau veți fi mai prudenți în ce privește pașii care trebuie să-i faceți de acum înainte. Văd o înțelepciune din partea dumneavoastră sau o persoană în zodia fecioară va fi mai prudentă în ce vă privește, da? Și va dori un nou început cu dumneavoastră. Va oferi cupa păcii, cupa iubirii. Și din partea divinității, din partea Universului, veți avea o binecuvântare, veți fi binecuvântați. Și aici văd că veți medita în următoarele zile pentru a lua o decizie în ce privește viitorul dumneavoastră. Veți reflecta. Optul de spade. Dar văd că e posibil să fiți blocați, să nu vedeți clar sau să nu reușiți să vă eliberați de acest bărbat sau să se repete anumite gânduri în mintea dumneavoastră, zodia săgetător, temperanța. Aici văd că e posibil să fiți cu persoane de altă naționalitate, cultură, religie, etnie și să fiți echilibrați, să aduceți. Văd și că sunteți un terapeut, unii dintre voi, aveți un talent în a vindeca pe ceilalți. Cu temperanța aici văd că veți avea vindecare, vă veți vindeca. Și pentru relații vi se spune să fiți mai echilibrați, să aveți mai multă răbdare, să fiți mai cumpătați, să aduceți echilibru în relațiile dumneavoastră. Și să ascultați mai mult punctul de vedere a celorlalți pentru a ajunge la un compromis, pentru a ajunge la pace, la armonie. Regina de spade. Văd că dumneavoastră vă veți axa pe cariera dumneavoastră și pe ceea ce iubiți să faceți. Regina de spade, aici văd că veți comunica cu o altă persoană sau veți primi vești, noutăți pe internet, pe rețele de socializare sau veți lucra sau veți avea un job sau unii dintre voi aveți un job pe internet sau alții. Văd că veți face așa curățenie în viața dumneavoastră și vă veți pune punctul de vedere, vă veți dori să vă faceți mai respectați. Văd independență, veți fi foarte independenți și văd că veți termina cu acele relații care nu știu să ofere, știu doar să primească.
Și văd foarte multă creativitate din partea noastră sau vă veți axa mai mult pe spiritualitate, pe divinitate, pe ceea ce, pe talentele noastre, pe ceea ce vă place să construiți. Șaptele de bețe. Aici văd că în jurul dumneavoastră sunt anumite sfide, provocări, discuții, mișcare, persoane din jurul noastră care sunt mai energice, dar văd că dumneavoastră încercați să vă găsiți echilibru și foarte bine faceți, să vă găsiți pacea în interiorul dumneavoastră. E ca și cum nu vă va mai atinge nimic. Vor trece pe lângă dumneavoastră și nu vă vor atinge. Și cred că unii dintre voi veți medita pentru a găsi echilibru sufletesc. Și văd și că veți privi un film care vă va face plăcere. Pe plan, văd aici, pe plan financiar, ați muncit. Văd că munciți. Dar sunteți și pe gânduri, în așteptare, vă gândiți la viitorul dumneavoastră. Vă gândiți la stabilitatea noastră, la rădăcinile voastre, la investițiile pe viitor. Pentru că ceva e ca și cum ați muncit, ați investit timp, ați timp, muncă și nu se întoarce așa cum v-ați așteptat. Și văd o nemulțumire și văd că căutați soluții, idei, sunteți pe gânduri în ce privește lumea. Poate vă gândiți să terminați cu o situație, să concludeți o situație sau vă gândiți să plecați peste o tare sau sunteți în așteptare unei persoane de peste o tare sau vă gândiți la o persoană de la drum, de la depărtare. Cu lumea aici văd că veți intra în contact cu mai multă lume. Văd că veți avea parte de triumf, de victorie, vă veți simți în al nouălea cer, vă veți simți foarte bine, completă, vă veți simți împlinită, vă veți simți foarte bine cu voi înșivă. Taur, Scorpion, Leu, Vărsător pot avea un rol important. Văd o împlinire și pe plan financiar, pe plan sufletesc, pe plan emoțional și pe plan mental. Și văd că pentru dumneavoastră se va termina un ciclu. Persoane, veți intra în contact cu persoane de altă naționalitate. Și văd că voi, dragii mei, dragile mele, vă veți vindeca. Vă veți vindeca de acele persoane care au știut să vă rănească sau care v-au sfidat, care v-au provocat, care v-au adus suferință. Veți lăsa acel trecut la spate. Ați deveni mai înțelepți. Persoane născute într-o zi de 9, 5, 7, 8, 21, 3, 1. Haideți să clarificăm. O victorie, vedeți? Asul de cupe. O victorie pentru voi. De la drum sau o victorie la drum. Veți auzi victoria cuiva, da? Victoria persoanelor dragi vouă sau voi veți face un drum și veți avea victorie. Un nou început de relație, un nou început în ce privește oportunitate. Veți avea oportunități, veți lua decizia mâinile voastre, veți fi mai luptători, mai determinați, mai ambițioși și veți fi victorioși. Victorioși în ce privește anumite vești, comunicări. Văd că veți afla și din partea unei persoane din trecutul dumneavoastră anumite mesaje. Mesaje în ce privește o persoană care poate are probleme de sănătate sau care se află într-un impas. Văd optul de spade va fi o întârziere în ce privește un tânăr sau o tânără în semn de foc, berbecul săgetător, care poate e mai tăioasă, care e poate mai... poate vă comunică sau... O întârziere din partea acestei persoane în ce privește un plan, un proiect sau e o persoană care
este blocată într-o situație și este îndurerată. Vă va pune un pic pe gânduri, să știți, acel tânăr sau acea persoană, în ce privește un plan, un proiect sau activitățile cu acea persoană sau activității, în ce privește talentele dumneavoastră, va fi un blocaj care se va repeta în mintea dumneavoastră și vă va da de gândit și vă veți simți victimizați. Dar va fi trecător. Temperanță cu îndrăgostitul. Aici văd o vindecare în ce privește relația de cuplu sau cu o persoană imatură sau o persoană mai visătoare sau o vindecare din partea unui copil sau pe partea iubitului, iubitei. Regina de spade, văd că să aveți grijă să nu fiți furați. Văd că veți elimina suferința din viața dumneavoastră, veți elimina trădarea, veți elimina acele persoane care nu vă merită. Și șaptele de spade. Văd o pierdere și va trebui să vă găsiți pacea și echilibru, calmul, să fiți calmi. Sau veți auzi de o persoană care a decedat, poate fi o femeie sau o persoană care e văduvă. Veți comunica cu această persoană. Șaptele de monede. Văd că vă gândiți la bani. Vă gândiți la un cadou sau vă gândiți la investițiile dumneavoastră. Poate așteptați un cadou de peste hotare. Îl veți primi. Da, vedeți? Îl veți primi și a sărit. Veți primi banii. Veți primi un nou început, o oportunitate, o ofertă, un contract de muncă, o sumă de bani. Veți avea un nou început practic concret. Veți începe un plan sau o situație care va dura pe termen lung. Îngerul Maia zice că instrucția, studiul și învățarea te vor favoriza la realizarea scopului vieții tale și a creșterii personale în acest moment. Îngerii te vor ghida și te vor ajuta. Deci este important să studiați, da? Să învățați, pentru că în acest mod veți realiza scopul vostru al vieții voastre și veți evolua. Și îngerii te vor ajuta. Îngerul Adriana zice că te va ghida spre răspunsul la rugăciunile tale. Ascultă-mă și urmează-mi indicațiile care ți le voi transmite prin intuit, gânduri și vise. Urmează acele indicații în ce privește gândurile tale, visurile tale, imaginile pe care le vezi în mintea ta, care vin în mintea ta, visurile pe care le ai. Urmează-le pentru că acolo te vor ajuta acolo vei primi răspunsul și te vor ajuta să înțelegi ceea ce trebuie să faci cu destinul tău, pașii pe care trebuie să-i urmezi. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare. Vă mulțumesc și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Să ne vedem cu bine. La revedere, numai bine, sănătate!